Cândva o centrală termică de cartier, iar în prezent o clădire în care s-a instaurat mizeria și și-au stabilit cartiere generale aurolacii și boschetarii. Geamurile au fost sparte, tot ceea ce a fost de lemn a fost pus pe foc, iar tot ce a fost de metal a fost demontat și dus la fier vechi. Au mai rămas doar zidurile crăpate și murdare și mizeria crâncenă. Trebuie făcut ceva la centrala aceasta. Spuneți-ne unde să reclamăm și noi reclamăm. Ce să mai facem? Ce este aici, de fapt? Aici este o centrală dezafectată, unde toată lumea aruncă mizeria, copiii noștri mici intră aici, microbi, mizerie, ce să vă mai spun, șobolani, câini se aciuează, tot felul de oameni fără acoperiș și așa mai departe. Car de infecție, unde să mergem, ce să facem, spuneți-ne. Locuitorii din zonă văd cum mormanele de gunoi cresc de la o zi la alta și sunt obligați să trăiască doar la câțiva metri de focarul de infecție. Este foarte periculoasă pentru copii. Eu trebuie să stau pas cu pas lângă ei pentru că le pică ceva în cap. Nu se știe ce este pe aici, în ce se pot tăia și copiii sunt curioși. Intră tot felul de străini, văd eu când intră, ies tot felul de străini și mai mari și mai mici. După cum vedeți dumneavoastră dacă ați filmat ce este aici, numai mizerie, ce pot să vă spun, că oricine ar trece și ar vedea nu i-ar plăcea, chiar dacă nu locuiește aici, numai că trece pe aici. Dar am crezut că cineva se va ocupa pentru că au făcut acoperiș acum câteva luni. Zic, uite, chiar e bine că vor face ceva aici, să nu mai, cum scos capul pe geam, drept în mizeria asta te uiți. Plus că cred că o folosesc și ca toaletă, ca și toaletă, eu așa cred. Chestionat asupra proprietarului fostei centrale termice, primarul Nicolae Diaconu a declarat că va trimite o echipă la fața locului pentru a evalua stadiul în care se află clădirea, după care va lua măsurile care se impun în astfel de cazuri.